Salut YouTube! Din păcate, rucsacul pe care îl aveam cu mine, aici în Franța, s-a rupt, ceea ce m-a obligat să îmi cumpăr un rucsac nou, având în vedere și locația unde mă aflu. Am considerat că acest rucsac trebuie să fie un rucsac care să-mi permită atât utilizarea ca ADC, cât și utilizarea ulterioară când mă voi întoarce, ca și rucsac pentru ieșirile în natură, drumeții, bushcraft și așa mai departe. După ce am analizat ceea ce sunt rucsacii care sunt oferiți pe piață, am ajuns la concluzia că un rucsac din gama Rush ar fi exact ceea ce trebuie și m-am oprit la Rush 24, varianta 2.1, al celor de la 5.11 Tactical. Acesta este rucsacul, așa a ajuns la mine. O să încep să-l desfac, după cum bine vedeți, nu am umblat la el, este practic un unboxing. Aici avem o etichetă în care producătorul ne spune că rucsacul este mai bun decât cel anterior. Aici avem un fel de carte tehnică a rucsacului, în care ne ghidează prin diferitele tipuri de rucsac. Al meu este acesta, Rush 24. Ceea ce vreau să vă spun este că deși numele este Rush 24, acesta nu este un rucsac de 24 de litri, este un rucsac de 37 de litri. Acest nume, deci Rush 24, arată, în opinia producătorului, faptul că în interiorul rucsacului pot încăpea atâtea materiale cât să ne permită supraviețuirea în natură pentru o durată de 24 de ore. Din punctul meu de vedere, este mult subevaluat, întrucât într-un rucsac capacitate de 37 de litri pot intra materiale necesare pentru supraviețuirea pentru o durată mult mai lungă decât de 24 de ore. Atât despre nume, producător. Producătorul este 5.11 Tactical, un producător de rucsaci militari. Iar gama Rush este una dintre cele mai bune apreciate, cele mai bine apreciate în general. Bun, rucsacul are buzunare în partea frontală și are două buzunare identice, de dimensiuni mici, în partea superioară. Acesta ar putea fi conținutul. Aici avem un buzunar care este căprușit pe ambele părți cu un material gen fleece, ceea ce ne va permite purtarea telefonului, o pune pe de ochelari și așa mai departe. Iar aici avem un buzunar de mesh care ne permite să vizualizăm ceea ce se află în interior. Buzunarul nu se deschide în această modalitate, deoarece aici avem un peretele sporțitor. Într-adevăr, putem face legătura între cele două compartimente, dar numai pe partea de sus, partea de jos. Celălalt buzunar este identic, fermoar, compartimentul cu plasă mesh și așa mai departe. În interior avem un buzunar frontal mare. În acest buzunar, în partea din față, să mă întorc așa ca să fie mai ușor, avem aceste două buzunare destul de mari, care ne permit introducerea, sunt destinate de fapt, introducerea unor încărcătoare de armă automată. În cazul nostru nu vorbim despre așa ceva, nu ne interesează acest aspect, dar aici putem depozita diferite obiecte de dimensiuni mai mari care nu ar încăpea în celelalte buzunare. Compartimentarea ulterioară a rucsacului este una foarte bună, în opinia mea. Aici avem diferite
buzunare de dimensiuni medii, chiar și cu apetă, ceea ce ne permite să fixăm în interiorul buzunarului obiectele din interior, să nu zdrămânem în toate porțile. Avem, ca și ABC, suportul pentru fixuri. Avem aici un alt buzunar care merge până jos, în care putem așeza diferite obiecte, brichete și așa mai departe. Mai avem acest buzunar care, de asemenea, merge până jos de dimensiuni mari, dintr-o parte în alta, în care putem să așezăm restul obiectelor care ne interesează. Avem acest suport pentru chei, care poate fi introdus în buzunar. Și totodată mai avem un alt buzunar distinct, care, de asemenea, ajunge până în partea de jos. Practic, în această zonă a buzunarului mare, putem amenaja foarte bine, zic eu, atât trusa medicală, pe care o putem răspândi prin buzunarele respective, cât și fire kit-ul, care va sta separat, fără să aibă tangență cu trusa medicală. Acum, haideți să vedem interiorul rucsacului. Vom desface aceste curele de compresie și vom folosi fermoarul. Înainte totuși să ajungem în interiorul rucsacului, vreau să mai arăt ceva. În afară celor două buzunare pe care deja vi le-am arătat, acest rucsac mai are unul situat exact aici. Și prins cu aici, care are dimensiuni destul de generoase, după cum bine se poate observa. Și totodată permite și un acces rapid la acest buzunar, fapt care îl face propice pentru a așeza obiectele care ne trebuie în mod frecvent și la care vrem să avem acces rapid, cum ar fi în caz de iarnă, mănuși, fest și așa mai departe. Bun. Interiorul rucsacului arată cam așa. Rucsacul se deschide în această manieră, care mie îmi place, ce permite accesul la conținut și permite o depozitare și o aranjare foarte bine coordonată în interior. Nu se deschide până jos. Mai rămân vreo 5 cm până acolo, dar una peste alta este o aranjare foarte bună. Avem în interior două buzunare tip mesh, care permit să vizualizăm fără probleme interiorul și obiectele pe care le-am așezat acolo. Și mai avem, de asemenea, un alt buzunar care este destul de încărcător și ne permite să depozităm obiectele de care avem nevoie. Mai avem, de asemenea, aici un buzunar pentru laptop. Nu ajunge până jos, se oprește la 3-4 cm de partea de jos a rucsacului, ceea ce este foarte bine gândit, deoarece împiedică laptopul să primească șocurile în cazul în care vom lăsa mai brusc jos rucsacul și așa mai departe. Și cam acesta este interiorul rucsacului, compartimentului mare al rucsacului. La prima vedere, toată lumea se va îndrepta, sau mă rog, în sine, doamne, nu există pe lateral spații pentru sticlele de apă. Ei bine, cei de la Araș s-au gândit și am instalat aici un alt buzunar în care poate intra lejer o sticlă de apă de un litru în buzunarul respectiv. Tot în buzunar mai avem un alt buzunaraș mai mic, da? Care poate fi utilizat pentru a depozita diferite obiecte. Aici avem exact același lucru. Practic putem pe laterale, într-un mod care să nu nici nu fie vizibil și nici să nu
lățească foarte mult rucsacul, să cărăm 2 litri de apă în mod lejer, fără a avea probleme cu acest aspect. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este un plus. Alt lucru, în partea superioară a rucsacului, avem și acest buzunar, care, ca și cel din interior, este căptușit cu material tip fleece, nu foarte gros, care ne permite utilizarea pentru a transporta un aparat foto, telefon, ochelari și așa mai departe. Ca și modalitate de transport de a cărea rucsacul, avem acest sistem de bretele tip jug, care este, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai bune sisteme, deoarece repartizează în mod egal greutatea, atât pe umeri, cât și în zona, în zona gâtului, ceea ce îl face mai comod de transportat. Bretelele sunt căptușite destul de bine, nu este material mesh, ceea ce poate fi considerat un minus, deoarece pe timp de vară probabil că vor fi destul de incomode, datorită transpirații. Și avem o bretea pentru piept, care însă nu poate fi schimbată. Avem acest tip de cataramă care are o gaură pe mijloc, ceea ce ne permite, nu știu dacă se vede, uitați acum, se vede mai bine, ne permite să scoatem cureaua și să o mutăm pe diferite alte zone unde considerăm că este mai ok pentru noi. De asemenea, bretelele vin amândouă cu aceste catarame de desfacere rapidă și cu ajutorul lor ajungem la partea din spate. Partea din spate unde avem suportul pentru spate. Este, așa cum am spus, un material care nu este mesh, este un material care probabil că va transpira pe timp de vară, dar ce e mai important și ce avem aici este că avem sistemul de hidratare care încape în această zonă, este destul de bine realizat, iar ieșirea acestui sistem este exact aici, astfel încât furtunul poate fi ulterior transferat pe una dintre bretele care ne interesează. Acesta este un plus din punctul meu de vedere, fiindcă face rucsacul mai versatil. Totodată, rucsacul are și această protecție pentru spate, detașabilă. Practic este o bucată de plastic care rigidizează rucsacul. În mod normal, fiind un rucsac practic, în acea zonă poate fi pusă o placă ceramică pentru, de la o vestă antiglon și așa mai departe, pentru protecția spatelui, dar nu e cazul la noi. Altă chestiune foarte utilă din punctul meu de vedere este prezența acestor găici pentru purele, astfel încât aici putem anexa fără nicio problemă o pătură, un sac de dormit și așa mai departe. Rucsacul în sine, așa cum v-am spus, este conceput ca fiind un tactic, nici chiar desfăcut la maxim. Nu este foarte voluminos, nu se întinde mult în exterior. Este prevăzut cu sisteme moli pe toate părțile, ceea ce este un plus, deoarece în caz de nevoie putem suplimenta cantitatea de apă pe care o putem face noi, în afară sistemului de hidratare. Putem adăuga diferite alte buzunare pe sistem MOLI. Putem adăuga diferite instrumente, cum ar fi topor, cuțit și așa mai departe. Ceea ce face din acest rucsac un rucsac foarte versatil.
Ai minusul rucsacul, evident ca orice lucru trebuie să aibă și minusuri. Primul minus pe care l-am identificat este faptul că prezintă curele de presiune doar în partea superioară. Nu avem acest tip de curele și pe partea inferioară. În opinia mea, nu este o chestiune care să mă facă să nu mai cumpăr rucsacul, deoarece aceste curele pot fi montate, da, pe un sistem asemănător, pot fi montate ulterior în zonele de moli, astfel încât putem suplini lipsa curelelor venite din fabrică. De asemenea, o altă chestiune care mie nu îmi place este că, deși avem cataramele, nu avem și centura mediană pentru rucsac. Acest lucru, din nou, trebuie să dau niște bani în plus pentru a obține ceea ce mă interesează de la rucsac, și anume posibilitatea de a-l purta și cu ajutorul centurii mediene. Rucsacul în sine nu este un rucsac impermeabil. Producătorii s-au gândit și au protejat cumva fermoarele, care în cele nu sunt impermeabile, le-au protejat cu aceste streșini, ca să spun așa, care vin peste. Fermoarele care sunt făcute de IKK, prenumit producător de fermoare, sunt numărul 10, sunt mari, funcționează ok, fără probleme. În schimb, așa cum v-am spus, acest buzunar nu are protecție, nici măcar această streșină care vine în mod normal peste fermoare, ceea ce ar permite apei să intre în interiorul rucsacului, lucru care este un lucru rău, având în vedere, cum v-am spus, și faptul că rucsacul nu este impermeabil. Care ar fi fost nimerit, spun eu, practicarea unor găuri pentru scurgerea apei în aceste zone, zona de la fundul rucsacului și în buzunar și în buzunarul principal, în compartimentul principal. Alte probleme până la acest moment nu am identificat la acest rucsac, așa cum v-am spus. Sistemul MOLI este foarte versatil, este fixat pe toate părțile. Avem inclusiv aici un arici pentru peciuri, aici posibil pentru nume, pentru orice altceva. În interiorul buzunarului mare, de asemenea, este tot aici, astfel încât, nu știu dacă se vede, dar avem aici în zona aceasta, astfel încât putem să utilizăm acest buzunar ca un organizator al lucrurilor aflate în interior. Putem chiar să utilizăm acest spațiu pentru a adăuga noi organizatoare prinse pe acest sistem de arici, ceea ce face rucsacul să fie unul foarte, foarte versatil. Așa cum am spus, este util atât în zona EDC, putând fi destul de mare pentru a transporta lucruri destul de voluminoase, dar și în zona care ne interesează, în zona outdoor, deoarece de asemenea putem organiza foarte bine lucrurile pe care le transportăm cu noi. Și totodată ne rămâne destul spațiu pentru a putea să utilizăm rucsacul în natură. Vă întrebați, evident, dacă în natură este ok să avem acest suport pentru laptop. Este destul de consistent. Ocupă ceva spațiu, trebuie să spun. Dar la un rucsac de 37 de litri, acest lucru nu este așa de vizibil ca la un rucsac de 20 de litri. La rucsacul de 20 de litri, de exemplu, eu i-am tăiat această protecție pentru că ocupa aproape o treime din rucsac.
ca și modalitate de transport, mai avem acest mâner, care este foarte bine făcut, pare să fie rezistent, cusut bine, cusătură dublă, nu este perforat. În cazul în care vom transporta apă sau alte lichide aici, nu putem scoate prin această zonă furtunul de alimentare. Așa. Dar una peste alta, eu zic că va fi un rucsac foarte bun și cred, sper, să-mi îndeplinească cerințele în ceea ce privește, în special, activitățile outdoor. Cam atât am avut să vă prezint. O zi bună, vă doresc în continuare.